În această perioadă, noi toți avem convingerea că spiritul Crăciunului, frumusețea Crăciunului se regăsește în noi. Eu personal le transmit tuturor copiilor că dacă vor fi cuminți, dacă vor învăța, dacă își vor asculta părinții, în mod sigur, Moș Crăciun va veni la fiecare dintre ei. De asemenea, transmit tuturor creștinilor, tuturor românilor, sărbători fericite și la mulți ani din partea Asociației pentru Demnitatea Omului și Familiei.